Bună dimineața! Alergiile la animale, în special la cele de companie, sunt destul de frecvente și pot să apară nu doar la cele cu blană, ci și la cele cu pene. Iar aceste alergii se deosebesc de cele alimentare prin faptul că între animal și om se creează o legătură emoțională atât de puternică încât unele persoane preferă să se confrunte cu alergia decât să renunțe la animăluțul preferat. Care sunt riscurile unui asemenea comportament? Aflăm de la doamna dr. Victoria Brokovski, specialist în alergologie. Animalele de companie, într-adevăr, sunt unul dintre alergenii inhalatori la care noi putem fi sensibilizați și chiar putem fi alergici. Nu doar blana pisicilor și cățelușilor este alergen, dar și saliva și urina lor. Așa că o pisică fără blană, cum se vehiculează în ultimul timp că ar fi o soluție pentru cei alergici, nu este adevărat. Deci ei pot lăsa urme de salivă și de urină peste tot în casă, care pot conține și conțin sigur molecule alergenice care provoacă simptome respiratorii de cele mai multe ori, care se manifestă prin tuse, strănut, curge nasul, nas înfundat sau uneori crize de astm la pacienții care au un astm alergic. În tratamentul oricărei boli alergice, prima pe listă stă evitarea alergenului, cu toate măsurile posibile sau evitarea maximă a expunerii, că uneori alergenii sunt cei pe care nu îi putem evita 100%, cum ar fi polenul. Nu putem să fie zero polen în jurul nostru decât iarna. Și atunci o persistență a alergenului în jurul nostru nu o să ne dea, cu tot tratamentul corect administrat, un control al simptomelor foarte bun. Deci trebuie evitat 100%. Nu există animăluțe fără de care nu am putea trăi, deci trebuie evitate. În concluzie, strategia cea mai bună pentru pacienții cu alergie la animale este să evite sau și mai bine să excludă contactul cu acestea. Doar astfel, reacțiile alergice vor fi mai rare și mai puțin severe. Multă sănătate! O zi bună tuturor!